Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovski, a anunțat că au fost reîncepute lucrările pentru reabilitarea și modernizarea străzilor din municipiu. Primele lucrări se fac pe două străzi din zona centrală a municipiului. Lucian Harșovski a spus că dacă anul trecut a fost reabilitată ruta alternativă, respectiv strada Mirăuț, peste podul Unirii, anul acesta lucrările continuă cu strada Ștefăniță-Vodă și strada Luca-Arbore din zona centrală, unde vor fi reabilitate străzile în totalitate și vor fi refăcute bordurile și trotuarele. De menționat este faptul că acest traseu este unul important pentru cetățenii municipiului Suceava, fiind cunoscut și ca parte din traseul Sfântului. Mii de credincioși urmându-l în fiecare an în timpul procesiunii cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou. Nu ne oprim aici, continuăm, a spus viceprimarul Harșovski.